Aș vrea să subliniez un aspect foarte important. PNL-ul reprezintă 20% din Parlamentul României. 20%, nu mai mult. Da? Ori, mă uit la Camera Deputaților când intră în sala aceea de ședințe, parlamentarii PSD, ei de obicei au o ședință înainte la grup, acolo îi toacă, îi prelucrează și după aceea când intră toți în sală, domnule, parcă intră câtă frunză și iarbă, știți cum veneau armatele turcești să pedepsească domnitorii români. Câtă frunză și iarbă, simți că te asfixiezi, parcă nu mai ai aer la un dat, tot intră, tot intră, valuri, valuri. PSD-ul, prin atitudinea pe care a avut-o în ultimii ani, a luat o foarte mare parte și din atribuțiile președintelui, cu ajutorul Curții Constituționale. Iar în momentul de față, ia o mare parte din atribuțiile pe care le are guvernul. PSD-ul a început, așa cum e normal, nu. Parlamentul aprobă bugetul și guvernul pune în aplicare execuția bugetară, e responsabil de execuția bugetară. Păi în momentul de față, PSD-ul dă legi, că ei propun, ei votează, având o majoritate lejeră în Parlament, nu se împiedică de nimeni. Dă legi prin care spun guvernului, cum se spune guvernului Parlamentul PSD, partea PSD, de PSD-ista Parlamentului, cum să cheltuiască banii. Păi și atunci separarea puterilor în stat cum? Care mai este? Deci tu ești partea PSD-istă din Parlament împreună cu Curtea Constituțională, cea mai mare putere în stat. Tu îi spui președintelui ce să facă și ce să nu facă, tu spui guvernului ce să facă și ce să nu facă. Oare unde o să ajungem? Oare unde o să ajungem? Stau și mă întreb și mă minunez. Ei când au văzut că s-a administrat bine această perioadă, s-a gestionat această situație de criză bine de către guvern, acum au intrat, stai doamne puțin, că e o treabă complicată. Ăștia sunt au administrat așa cum trebuie. Nu, noi trebuie să ieșim peste ei, să-i omorâm, să-i lăsăm, otrăvim fântânile, să pârjolim câmpiile. Asta e tactica pe care o abordează PSD-ul. Mai întâlnesc oameni care spun, domne, PSD-ul e cel mai tare partid, că PSD-ul ne-a dat, că dacă nu era PSD-ul, e un partid al țării, un partid pentru națiunea română. Zău? Cine a gonit România în afară până acum? Știți foarte bine ce spunea Bădălău, făcea manele și spunea că ce face pe diaspora și trebuie de... Acum, dintr-o dată, când pleacă lumea la muncă în Germania sau în Austria, bă, să duc sclav pe plantație românii noștri. Dar românii noștri se duc acolo fiindcă nu au locuri suficiente de muncă în România și nu sunt atât de bine plătite în România. Eu, în luna mai anul trecut, în ziua de înălțare anul trecut, eram în Germania cu o delegație, 3 zile am fost, 3 zile cu ziua sosirii și cu ziua plecării. O delegație, Comisia de Agricultură, sunt vicepreședintele Comisiei de Agricultură la Camera Deputaților și Emil Hurezeanu, care este ambasadorul României în Germania, ne-a dus la o fermă din aceasta de sparanghel. Era tocmai perioada recoltării sparanghelului. Și eu eram cam pe lângă. Eu am studiat sparanghelul la legumicultură specială, ca niște legume rare, la plante rare aflate în cultură. Și toți muncitorii ne-a dus la o stație de sortare, acolo unde era, se făcea, după aceea mergea într-o cameră de frig și era depozitat sparanghelul acolo. Toți erau români. Erau vreo 2-3 de prin Dulj și restul era de pe Valea Jiului. Vulcani, Lupeni, Aninoasa. Da. Și am întrebat, vă convine aici și toată treaba? Zice, unde mă câștig eu net 10.000 de euro în 3 luni de zile? 2 luni jumate. În 2 luni jumate, ei se întorceau acasă cu 10.000 de euro. 10.000 de euro, spune, doamne, mie mi-asigură traiul cu familiei mele, până la anul, iarăși, când vin aici. Plus că mai fac și alte lucruri din țară. Dar 3 luni de zile eu am planificat orice ar fi, eu vin la sparanghel. Fiindcă plec acasă cu 10.000 de euro. Banii în mână. Da, o sumă importantă. Ceea ce e o sumă importantă, nu e o sumă de neglijat. Oricine cu bun simț în România știe să evalueze această sumă. Bă, frate, 10.000 de euro înseamnă 500 de milioane aproape. De lei vechi. Corect. Înseamnă aproape
50 de milioane pe lună, pe care tu cu familia ta ieri la dispoziție. Nu-i poți câștiga oriunde în România. Sunt 10.000 de euro pe care unii într-o viață nu reușesc să-i strângă. Și eu m-am săturat de fățănicia asta a PSD-ului. Și fiind curentele alea peremiste, cu naționalism, cu toate drepturile, vreau să spun că toată lumea spune, domnule, comunismul a fost foarte bun. A fost foarte bun, că mai aveam o discuție și cu tata. Tata are 85 de ani. Și ce, bă, comunismul a fost bun, că mi-a dat loc de muncă. Și că mi-a dat locuință. Dar ce, Germania de vest, Franța, Marea Britanie, Spania, dacă nu au avut comunism, au rămas în urmă. Uite că sunt cele mai dezvoltate state ale Europei și una dintre cele mai puternice economii din lume. Din lume. Nu cred că în Franța, dacă nu le-a dat statul locuință, doarme lumea prin corturi sau prin bordeie pe marginea drumului. Exclus așa ceva. Comunismul a avut și părți bune, dar să nu uităm părțile rele pe care le-a avut. Da. Credeți că această criză a fost... Mai... Și PSD-ul e cel care continuă... Exact, e continuatorul comunist. Ei au fost... Și scuzați-mă... Da. Ei au fost cei care au introdus pensiile speciale, că vorbeam de pensiile speciale. Ei fac acum tot ce e posibil, ca nu cumva să se elimine pensiile speciale. Eu am rămas surprins acum când am aflat, că nu știam... N-am venit unde să știu. Liftierul, șoferul, toți funcționarii din Parlament, și sunt mii de funcționari, au pensii speciale. Păi pensie specială trebuie să ai și dumneata. Că să faci datoria, să plătești impozitele, dai bună ziua la cei cu care te întâlnești, n-ai dat la nimeni în cap și toate astea. Și măturătorul de pe stradă trebuie să aibă o pensie specială, că își face datoria acolo, mătură, face curățenie urma noastră și toate celelalte. Și zidarul, și croitorul, toată lumea trebuie să aibă pensie specială. Că toată lumea, cei care își fac datoria. Da? Nu cei care cerșesc sau stau pe centură. Nu trebuie să aibă pensii speciale. Dar pensiile speciale au fost introduse de PSD. Acum cei care se opun cel mai tare sunt cei de la PSD. Imaginați-vă că te duci cu această contestare a pensiilor speciale la Curtea Constituțională când ei sunt principali sau primii beneficiari al pensiilor speciale. Da. În special domnul Dorneanu, care are vreo 2 sau 3 pensii speciale. Exact. Ajutorul social cine l-a introdus? A distrus lumea satului românesc. Tot PSD. PSD-ul a introdus pe vremea lui Adrian Năstase. Deci supraviețuia lumea și până atunci. Păi acum nu mai vrea nimeni să muncească. Acum ne plânge. Toată lumea e bolnavă. Dom'le, la cel care e bolnav, e suverin, care l-a lăsat Dumnezeu sau l-a bătut Dumnezeu, dă-i, domnule, un ajutor să trăiască. Trebuie să trăiască și omul ăla. Așa l-a lăsat Dumnezeu. Nu știu. Corect. Neputincios. Da? Dar ăla care e când mine... Și e tânăr și are putere de muncă și asta. Sau el se duce cu Mercedes-ul să-și ia ajutorul social. Despre ce vorbim noi? Știți că e un cumul din ăsta de ajutoare sociale, că se dau pe mai multe specii ajutoare sociale. Da. Erau familii care luau între 70 de milioane și 100 de milioane pe lună ajutoare sociale? La nivelul județului Dolj vorbesc. Da, din păcate, o familie. La nivelul județului Dolj a fost foarte mult exploatată de către PSD. Această situație cu ajutorile sociale. Știți foarte bine că Dolguța Vasilescu era primarul Craiovei și spunea am acordat 27.680 de ajutoare sociale în Craiova. Păi dacă era la Cluj, la Emil Boc treaba asta, sau la Ghiță Falcă, la Arad, sau la Ilie Bolojan, la Oradea, un astfel de afiș ca o mândrie a ta ca primar, vă garantez că era bătut în cuie pe ușă a doua zi de către Orădeni, de către Clujeni sau de către Arădeni, fiindcă menirea primarului e cu totul alta. Menirea primarului să aducă bunăstare, să aducă dezvoltare urbei. Nu să dea ajutoare sociale și să se fălească cu asta. Nu sunt locuri de muncă, dar vă dau ajutoare sociale și veniți la mămica sau la tăticul, că eu sunt mămica sau tăticul vostru. Da, din păcate PSD-ul a pus cumva o piedică la tuturor inițiativelor făcute de PNL și nu doar de PNL, pentru că și USR și PMP și toți ceilalți aliați ai dumneavoastră în Parlament. Să revenim, eu știu, în primul rând la județul Dolj, pentru că sunt foarte multe probleme. Discutând de acest ajutor social, sunt foarte mulți oameni în afară, vă spun că am informații, care primesc ajutor social și lucrează în afară. Sunt susținuți de primarii PSD din localități. Cum comentați acest lucru?
cei care primesc ajutor social au convingerea că statul le dă ajutorul social, că domnul primar le dă ajutorul social. Primarul, ca și cum ar avea el o matriță sub birou și tipărește bani, bannotă, și zic că tu cât mai ai nevoie, atât ia și tu atât ajutorul social. Cei care nu primesc, dar contribuie la asta, nu știu că de fapt banii lor acolo se duc acolo. În loc să ai bani pentru spitale, pentru educație, pentru medicamente, pentru îngrijirea vârstnicilor, pentru investiții, stai și te duci să plătești ajutoare sociale. Eu cunosc cazuri concrete când am spus, domne, vii la mine, lucrezi în construcții, îți fac salariul atât. Zice, a, nu, că dacă e, eu pierd ajutorul social. Deci contează mai mult ajutorul social decât garantarea unei pensii, decât o asigurare socială, asigurare de sănătate. Deci contează mai puțin lucrul ăsta. Dom'le, ajutorul social să fie. Că ăla e sigur. Salariul nu se știe și trebuie. O mentalitate pe care a indus-o PSD-ul, populației. Da. PSD-ul, deci, îți dă atât că nici să trăiești, nici să mori, atât că să-ți duci de azi pe mâine, să duci zilele de azi pe mâine, că ajutorul ăla social nu e pentru toți, așa cum spuneam, ajunge la 100 de milioane. Ajung la 100 de milioane la niște șmecheri, la niște drepturi. Unii au de azi pe mâine. Dar nici nu mai fac niciun efort nimic. Iar ajută. Revin cu această afirmație pe care am spus-o, o să o repet, de 10.000 de ori ca să înțeleagă toată lumea. Primăria, oricare ar fi ea în România, da? Consiliul Județean, oricare ar fi el în România și cum s-ar numi el. Statul român, unic, nu au bani. Toate aceste instituții strâng banii de la noi. Taxe pe, și impozite. Pe terenul de sub casă. Pe casă, pe mașină, pe cal, pe căruță, pe terenul, pe curte și toate celelalte. Da? Absolut pe orice. Plătim taxe și impozite. TVA-ul, la tot ce plătim, toate. Astea sunt. Noi plătim aceste taxe. Ajutorul social se dă din banii noștri. Nu e cineva care să... Ei, lasă să plătească statul, că plătește statul. Statul... Noi dăm bani statului ca să aibă statul de unde să plătească. Cei care muncesc dau bani statului ca statul să fie un administrator al banilor pe care îi strânge de la noi. Poate fi un administrator mai bun sau mai rău. PSD-ul a demonstrat întotdeauna că este un foarte prost administrator.